Fostul mare atacant și antrenor al Stelei, Victor Pițurcă, a venit în premieră pe noul stadion cu o zi înaintea împlinirii vârstei de 65 de ani și a povestit multe amănunte interesante despre evoluția roșialbaștilor în 1986. Selecționerul, care a calificat naționala la 3 turnee finale de campionat european, a lăudat evoluția echipei antrenate de Daniel Oprița și de-abia așteaptă să joace în meciul de inaugurare pe noul stadion. Domnule Pițurcă, cum reușiți să vă mențineți așa la vârsta dumneavoastră? E simplu. Mănânc puțin și fac sport. Foarte simplu. Ați câștigat atâtea trofee aici în Ghencea. Cum vă simțiți aici pe acest stadion, nou stadion? Pentru prima dată când vin pe stadion, mă simt ca acasă. Deci stau și nu-mi imaginez că e alt stadion. Pentru mine tot Ghencea e, tot același gazon pe care am jucat atâția ani și am avut atâtea meciuri extraordinare pe acest teren. Amintiri de neuitat, 35 de ani se împlinesc de la câștigarea Cupei Campionilor Europeni. Nu vine să cred că au trecut atâția ani. Pe timp ce trec ani, parcă și această victorie, această performanță devine și mai importantă. Fiindcă atunci cu siguranță nu ne-am dat seama de ce am realizat. Însă, vedeți, toate trec. Acum această performanță va rămâne și mulți dintre colegii mei, vorbim cu ei și ei îmi spun că nu-și dau seama cum am realizat noi această performanță, o echipă dintr-o țară comunistă, fără un dolar în cont, că atunci erau dolari. Iată că concluzia e simplă. Valoarea, spune cuvântul, indiferent cum arăți, cine ești, câți bani ai, când intri în teren, joci, fiindcă fotbalul rămâne în continuare un joc, și dacă ești bun, câștigi. Și ați jucat în Spania, împotriva Barcelonei, vreun pic de teamă a fost în acea seară? Să știi că ne-a fost teamă după meciul cu Anderlecht, ne-am strâns la masă cu toții, așteptam cu nerăbdare să se termine meciul și auzeam 1-0 pentru Barcelona, 2-0, știți că ei pierduseră primul meci cu Göteborgul cu 3-0, ei au reușit să întoarcă rezultatul și au câștigat cu 4-0 calificându-se. Când am auzit, am fost dezamăgiți toți, domnul Valentin ne ține la curent, crezând că șansele sunt foarte mici pentru noi, jucând în Spania și cu Marea Barcelona. Iată că eram în momentul ăla jucători maturi la Steaua, care gândeam totul și ușor-ușor ne-am adunat, ne-am concentrat și am reușit, iată, să performăm, să jucăm la egal cu Barcelona, să câștigăm până la urmă. S-a amintit și de acel meci cu Anderlecht. Pentru dumneavoastră rămâne cel mai bun meci al carierei? Fiind la acest nivel, este cel mai bun meci al carierei. Sigur că am mai avut meciuri formidabile când am marcat și 2-3 goluri, dar acest meci rămâne de referință. Sigur că jucând o semifinală de Liga Campionilor și reușind 2 goluri, pot să spun că a fost cel mai bun meci al meu, fiindcă n-a fost vorba numai de cele 2 goluri pe care le-am marcat, nu? Și golul care l-a marcat Balint, am returnat cu capul, au fost multe faze spectaculoase, cu un doiuri, cu călcâiul, a fost un meci formidabil din partea întregii echipe. Cum ați fost primiți în Franța după ce v-ați transferat dumneavoastră și domnul Tudorel? Eu am crezut că și Tudorel la fel, că mergem în vacanță acolo, că o să ne distrăm cu francezii în Liga 2 mai ales, dar n-a fost deloc așa. Viața în Franța și în Liga 2 e mult mai grea ca în prima ligă din România, n-am reușit multe. Am stat amândoi un an de zile, ne-am întors, însă oamenii ne respectau foarte mult acolo pentru performanțele noastre, se uiteau ca la Dumnezeu la noi. A fost o experiență plăcută pentru noi. Steaua 86 a fost definiția echipei perfecte? Eu cred că da, fiindcă, uite, mai vorbesc cu oameni de fotbal, nu am văzut o echipă
de atunci până acum, jucând și făcând-o de maniera cum o făceam noi. Fiindcă mai e Barcelona, care are acel joc tiki-taka, dar mai mingea de alatul terenului, noi eram echipa care jucam perpendicular pe poartă, într-o atingere. Când vroiam și eram într-o formă bună, nu putea să ne bată nimeni pentru nimic în lume. Domnul Oprița v-a tot așteptat la meciurile Stelei în acest sezon. Trebuia să veniți la meciul cu FCSB 2. L-am văzut la televizor, Steaua a fost o clasă peste FCSB. Nu, ăsta e adevărul, nu spun că sunt eu stelist. Și asta mi-a dat încredere că Steaua va promova Liga 2. Ce vă doriți de ziua dumneavoastră? Împliniți 65 de ani. Ce pot să-mi doresc? De multă sănătate pentru toată familia mea, pentru toți steliștii, pentru toți suporterii de fotbal. Ați vrea să vă mai implicați în dezvoltarea fotbaliștilor Stelei pe viitor? Steaua pentru mine ar rămâne în momentul de față ultima alternativă în fotbal românesc. Vom vedea ce se va întâmpla. Dacă probabil va fi un proiect serios și încerc să pun și eu umărul, asta vorbeam cu comandantul clubului acum, și se poate realiza ceea ce îmi doresc eu, da, pot spune că pot să mă implic. Sunteți în formă pentru meciul de inaugurare? Atunci când va avea loc? Eu sunt în formă, discutam și lucrul ăsta, acum mă gândesc la colegii mei câți mai pot juca, fiindcă știu că Iovan are anumite probleme la șold, exact, Balint nici el nu mai poate să joace, nu știu, Lăcă, în rest ceilalți cred că ar putea să joace. Bun, dacă vom Belo, e în regulă, Tudorel Stoica e în regulă, Loții Beloni, dacă poate veni, este în regulă. Să vedem, vom discuta dacă vom putea să facem un joc aici, ar fi frumos pentru noi și pentru suporterii steliști. Un mesaj pentru echipa de fotbal? Mesajul meu este că să aibă toată încrederea, că pot câștiga fără probleme, indiferent cu cine vor juca barajul, că va fi FCSB, că vor veni jucători de la echipa mare. Ei la ultimul meci au fost, v-am spus, o clasă peste cei de la FCSB și fără probleme ei pot promova în Liga 2.